Bună dimineața, dragele mele gospodine! Astăzi o să facem împreună o fasolică de post. Eu cu apă și cu bicarbonat am pus-o la muiat. Apoi acum de dimineață am opărit-o și o să aici este o jumătate de kilogram de fasole. Și acum o să o punem la fert cu ingredientele care trebuie. Uitați aici. Ardei capia, un ardei mare capia, un morcov mare, păstârnac, ceapă, avem aici 3 cepe mari. Și acestea le-am păstrat pentru că o să facem, după ce se ferbe fasolea, când este aproape gata, o să-i facem prăjeala cu ceapă, cu ulei, uleiul de aici și cu bulion, piper boabe, foi de dafin, sare după gust și, bineînțeles, leușteanul nostru uscat, pentru că acum nu se mai găsește leuștean verde, că e toamnă și nu mai este în curte aperit, dar acesta este, l-am pus la uscat de astă vară. Și acum o să punem în cărica la foc. Dar nu o să punem multă, că nu o să facem ciorbă, că fasolea nu știm cum o să fiarbă, una fierbe foarte repede, una fierbe mai greu. Și atunci o să punem, dacă e nevoie, o să mai încălzim apă și o să punem când mai este nevoie. Eu n-am pus decât cât este deasupra ei, un deget deasupra la fasole. Și o să punem și ingredientele. Ceapa noastră, și legumele, așa, o să punem și puțin ulei, nu prea mult, că o să punem și la brăjeală și să nu iasă prea grasă. Așa. Și bineînțeles, punem și o linguriță de sare, că sarea înmoaie mai repede fasolica și se ferbe un pic mai repede. Dacă este nevoie, mai punem după aceea, când mai este nevoie. Și acum, bineînțeles, o să îi dăm drumul la foc. Și capacul. E o mâncărică foarte ușor de făcut. Acum vine postul Crăciunului și acum mai facem și câte o mâncărică de post. Uitați, mâncărica noastră e aproape gata. Deja e fiartă, vedeți că și-a lăsat grăsimea de la fasolică. Punem acum și boabele de piper și foile de dafin, foaia de dafin. O mai lăsăm câteva minute să mai fiarbă și în timp ce mai fierbe ea, o să-i facem prăjeala. Cum am spus, cu ceapă, cu ulei și cu bulion. Eu așa o fac și iese foarte bună. Da, acum o mai lăsăm să mai fiarbă câteva minute până fac eu prăjeala și este gata. Uitați, uleiul nostru s-a încălzit. Eu am pus o mică ceapă aici ca să văd dacă este încălzit, s-a încălzit. Și acum o să punem, s-o călim. Și o să punem după aceea bulionul. Și sare, bineînțeles, după gust, care cum doriți, mai sărată, mai dulceagă, fiecare cu gustul fiecăruia. Da. Acum o prăjim așa să se îngălbenească ea așa un pic, să-i dea un luciu la ceapă. Punem și o picătură de sare. Câteva puțină sare, așa, ca să moaie ceapa.
Ceapa noastră este gata. Acum o să-i punem și bulionul. Și o mai lăsăm să mai să călească aici cu tocul și cu bulionul și cu ceapa, așa că o să punem peste fasolică. O mai lăsă câteva minute, 2-3 minute. Ca să călească aici amândouă, să-și ia gustul una de la altă. Așa, uitați aici, prăjeala noastră este gata, trebuie să țin să vă menționez că acesta este un suc de roșii de casă, nu e bulion de cumpărat și i-a dat un gust foarte bun. Dacă ați văzut canalul meu și l-ați urmărit, să vedeți cum am făcut sucul de roșii și stă garantat. Acum fiecare după cum încearcă și fierbe, să-l fiarbă bine, stă sigur, stă. Uitați, fasolica noastră este gata, mai fierbe cu ceapa aici 2-3 minute și să-i punem leuștean. Fasolica noastră este gata, ia uitați ce frumos arată. O să-i punem acum și leușteanul. Dacă aveți mărar, puteți să-i puneți mărar sau puțin cimbru, fiecare după gustul fiecăruia. Eu vă doresc să o încercați și poftă bună! Uitați, mâncărica noastră de fasole este gata. Mie îmi place să fie o fasole mai scăzută. Nu-mi place să fie prea cum este ciorba, mai cu zeamă multă. Aici am făcut o sălățică din sfeclă roșie și cu varză dulce, cu oțet de mere și ulei și sare. Și eu vă doresc poftă bună și dacă nu mai vreți să mâncați fasolea ca atare, eu vă dau un pont. Așa făcea mama mea, bunica mea, când se sătura de fasole, îi punea și o cană două de borș și o făcea ciorbică, adăuga și un cartof și o făcea și ciorbă de fasole, care noi când eram copii ne băteam pe ea că ne plăcea foarte mult. Eu vă doresc o zi bună în continuare și să ne auzim cu bine. Sănătate!